Personalitate complexă a culturii naționale din Moldova, diplomat, cercetător științific și om de aleasă cultură, care prin prezența și faptele sale aduce echilibru, pace și armonie. Sunt aprecierile care au răsunat astăzi în adresa lui Aurelian Dănilă, cercetător și promotor al culturii muzicale naționale. Omagiatul a fost onorat cu medalia Academiei Nicolae Emilescu Spătaru și diploma de gradul întâi din partea guvernului. Am o fiică extraordinară și doi nepoți extraordinari, cu școală bună, pace în familie, asta este o realizare care mi-o asum și mie. În rest, ceea ce am reușit, cam în trei direcții. În domeniul culturii unde am activat, în domeniul diplomației vreo 15 ani și în domeniul cercetării. Este un intelectual desăvârșit. Dincolo de modul în care a știut să fie interpret, compozitor, conducător a unei academii de arte, a fost și un diplomat desăvârșit, a fost un jurnalist și un scriitor care ne-a readus-o, de exemplu, dacă vorbim doar de Maria Cebotare, dar el a scris profund despre prima donna noastră, Maria Bieșu, despre Mihai Munteanu, despre Alexandru Samoilă. Ministrul i-a înmânat sărbătoritului cea mai înaltă distincție a guvernului, diploma de gradul întâi, iar Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație și Mass Media, a spus că tot ce a realizat Aurelian Dănilă a intrat în patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Compozitorul Eugen Doga și-a amintit de timpurile când Dănilă era director al Teatrului Național de Operă și Balet. Când era vorba de a apare Luceafărul pe scena teatrului, anume Dănilă și Samoilul i-au pus în scenă imediat aici, partiturile se scriau, dar repetițiile se petreceau. Uite, asta este într-adevăr un sprijin extraordinar. Un mare om de cultură, o mare personalitate și este un om de o bunătate extraordinară și îl felicităm din tot sufletul. La vârsta împlinirilor, Aurelian Dănilă este norocos că o are alături pe mama, distinsă interpretă de romanțe, Nina Dănilă. M-a bucurat mai mult anume că el să fie sănătos, de succesele lui care le-a avut până acum, putere de muncă, calmitatea lui, de înțelepciunea lui. Cu prilejul aniversării a fost lansată biobibliografia Aurelian Dănilă, membru al Academiei Europene de Științe și Arte. Sărbătoritului a fost înmânată medalia Nicolae Emilescu Spătaru. Toate sunt în îndemn de a continua activitatea. Oricum, Aurelian Dănilă este preocupat de cercetarea unor file mai puțin cunoscute despre geniul muzicii românești și universale, George Enescu.